În vremea aceea, luând pe cei 12 ucenici ai săi, Iisus a început să le spună cele ce aveau să-i se întâmple, zicând: Iată, ne ducem sus în Ierusalim și Fiul omului va fi dat căpetenilor, preoților și cărturarilor și îl vor osândi la moarte și îl vor da în mâna prigonitorilor, care îl vor batjocori și îl vor bate și îl vor scuipa și îl vor omorî. Dar a treia zi va învia. Atunci au venit la dânsul Iacob și Ioan, fiii lui Zebedeu, și i-au zis: Învățătorule, voim să ne faci ceea ce vom cere de la tine. Și Iisus i-a întrebat: Ce voiți să vă fac? Iar ei i-au spus: Dă-ne nouă să ședem unul de-a dreapta ta și altul de-a stânga ta, în slava ta. Dar Iisus le-a răspuns: Nu știți ce cereți. Puteți să beți paharul pe care îl beau eu și să vă botezați cu botezul cu care mă botez eu? Iar ei au răspuns: Putem. Iisus le-a zis atunci: Paharul pe care eu îl beau, cu adevărat, îl veți bea. Și cu botezul cu care eu mă botez, vă veți boteza. Dar a ședea de-a dreapta și de-a stânga mea, nu mi este îngăduit să dau decât acelora pentru care s-a rânduit. Când au auzit ceilalți 10, au început să fie mânioși pe Iacob și pe Ioan. Iar Iisus, chemându-i la sine, le-a zis: Știți că cei ce se socotesc cârmuitori ai neamurilor domnesc peste ele și cei mai mari ai lor le stăpânesc. Dar între voi nu trebuie să fie așa, ci care dintre voi va vrea să fie mai mare, să fie slujitorul vostru? Și care va vrea să fie cel din tâi între voi, să fie slujitorul tuturor? Pentru că și Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci ca El să slujească și să-și dea viața preț de răscumpărare pentru mulți. În zilele acelea, Elisabeta, femeia lui Zaharia, a rămas însărcinată și s-a tăinuit pe sine 5 luni zicând: Astfel mi-a făcut mie Domnul în zilele când a socotit să ridice dintre oameni în josirea mea. Iar în a 6-a lună, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-un oraș din Galileea numit Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif, din casa lui David, iar numele fecioarei era Maria. Și intrând îngerul la ea, a zis: Bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Iar ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui și cugeta în sine: Ce fel de închinăciune poate să fie aceasta? Dar îngerul le-a zis: Nu te teme, Maria, căci ai aflat har de la Dumnezeu. Iată, vei zămisli în pântece și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Iisus. Acesta va fi mare și Fiul celui preanalt se va chema. Și Domnul îi va da scaunul de domnie al părintelui său David. Și va împărăți peste casa lui Iacob în veci,
și împărăția lui nu va avea sfârșit. Atunci Maria a zis către înger, cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu știu de bărbat? Dar îngerul a răspuns, zicând, Duhul Sfânt se va pogori peste tine și puterea celui preanalt te va umbri. Pentru aceasta și Sfântul care se va naște din tine se va chema Fiul lui Dumnezeu. Iată și Elisabeta, rodenia ta, a zămislit și ea fiul la bătrânețele ei. Și aceasta este a șasea lună pentru ea, care se numea Stear. Căci la Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Atunci a zis Maria, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Și îngerul a plecat de la ea. Cuvântul Domnului, laudă ție, Hristoase! În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți frați, scumpe surori, dragi oameni al lui Dumnezeu care ne ascultați pe internet, slăvit și binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu, pentru această duminică a cincea Apostolului Mare, pe care din mila lui Dumnezeu, aflându-ne în casa lui Dumnezeu, nu putem decât să mulțumim și să aducem slavă Sfintei Treimi pentru darul vieții, gândindu-ne că atâtea suflete nu au mai prins această binecuvântată zi. Iubiților, este îndoită sărbătoarea de astăzi, pentru că încet, încet ne apropiem de pași cu pași repezi spre patima de la Calvar. Încet, încet ne apropiem de luminatul praznic al învierii Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dar așa după cum calendarul a rânduit în ziua de 25 martie, anul Mântuirii Domnului 2018, Biserica Dremăritoare serbează și buna vestire. De aceea permiteți-mi ca să împar cuvântul de învățătură cu ajutorul Sfântului Duh în două părți. În prima parte să vorbim despre cuvântul Evangheliei, din duminica a cincea a Sfântului și Marelui Post, iar în partea a doua să vorbim despre însemnătatea bunei vestiri în lumina Sfintelor Scripturi. Iubiților, slavă lui Dumnezeu că am găsit cu cale să dăm cezarului ce este al cezarului, adică truda noastră de fiecare zi, pentru care ne câștigăm pâinea cea de toate zilele, și să dăm Domnului ce este al Domnului, și anume hrană pentru suflet și slavă lui Dumnezeu în cer și pe pământ oamenilor de bună voință, așa cum spune Sfânta Scriptură. Un cuvânt pe care marele poet creștin, Traian Dors, îl spune într-o poezie de-a sa, cu care aș vrea să încep cuvântul Evangheliei de astăzi, spune așa. Voi numai pentru viața aceasta vă îngrijiți și vă vedeți, ca și cum ați fi doar trupuri. Voi oare suflet nu aveți.
Iubiților, dacă am putea vedea cu ochii Duhului Sfânt în unii din frații și surorile noastre care au de la Dumnezeu viață, care au de la Dumnezeu sănătate și tone de binecuvântări pe care ei, din păcate, fiind orbiți de Dumnezeul acestui veac, care le-a orbit mințile, nu văd toate aceste lucruri, dar dacă noi am putea vedea cu ochii Duhului, așa cum am spus, sufletul lor, Duhul lor, toată această comoară de preț, așa cum spune Sfânta Scriptură, pe care noi o ținem în aceste vase de lut, am vedea, iubiților, cum acest suflet strigă prin vocea Duhului, omului, și îi spune în fiecare zi, hrănește-mă, dă-mi cele ale mele, pentru că eu nu mă hrănesc cu hrana cea de toate zilele, eu nu mă hrănesc nici cu apă, eu nu mă hrănesc nici cu lumina de la soare, nici cu odihna din patul tău, ci mă hrănesc prin cuvintele Evangheliei. Eu sunt în strânsă legătură cu Cel care m-a pus în tine, și anume Dumnezeu. Încercați să conștientizați acest lucru, pentru că nefiind hrăniți sufletește, de aceea ni se îmbolnăvește și trupul. De aceea nu mai avem putere și vlag în noi. De aceea vin peste noi atâtea ispite care ne biruie. Și nu știm de ce suntem mereu culcați la pământ, ca spicele în urma unei ploi torențiale sau în urma unei vijelii. Purtați încoace și încolo de orice suflare de vânt. Așa îi numește Sfânta Scriptură pe oamenii aceștia. Călăuze oarbe. Oameni care se călăuzesc, dar ei nu văd că sunt atât de departe de calea, adevărul și viața care este Hristos. Și cum spune Sfânta Evanghelie, își numesc oameni după propria lor plăcere, fără să conștientizeze că aceia sunt niște orbi. Și când un orb va călăuzi pe un alt orb, vor cădea amândoi unde, iubiților? În groapă. De aceea călăuza noastră să fie Hristos. De aceea să ne călăuzim după nimic altceva decât după cuvântul Evangheliei. Pentru că în El avem viață. La început a fost cuvântul, spune Dumnezeu. Și cuvântul era cu noi. Și prin cuvânt a venit viața în lume. Și viața și cuvântul îl reprezintă pe Iisus Hristos. Și cuvântul era lumina oamenilor. Acest cuvânt care luminează în întuneric. Degeaba avem lumina de la soare. Dacă nu suntem călăuziți de lumina Scripturilor, trăim în întuneric. Numai nouă ni se pare că suntem în lumină. Călăuza noastră trebuie să fie cuvântul lui Hristos. Iubiților, acest cuvânt, și mulțumim lui Dumnezeu, ni se deschide înaintea ochilor și astăzi, tot din harul și îndurarea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne aduce spre cugetare, o întâmplare. Și astăzi tuturor ne adresează o întrebare. Dacă ați fost atenți la prima Evanghelie care s-a citit după Marcu, vă reinvit să deschideți în Marcu, în capitolul 10, începând de la versetul 32. Domnul Iisus Hristos pune o întrebare astăzi. Și această întrebare ar trebui să ne sune nouă fiecăruia. Și să încercăm să dăm un răspuns, iubiților. Pentru că cuvântul Evangheliei este același
ieri, azi și în veci. Așa cum Domnul nostru este același, ieri, azi și în veci. Un Dumnezeu viu, un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu care ne vrea cu gelozie pentru El. Și astăzi tuturor ne adresează o întrebare. Și Iisus i-a întrebat, ce voiți să vă fac? Chiar așa. Dacă te-ar întreba Domnul Iisus Hristos astăzi, ce voiești să-ți fac? Fiul, fiică, soră, frate, care ar fi răspunsul tău la această întrebare? Haideți cu ajutorul Sfintei Scripturi, luminați de Duhul lui Dumnezeu, să încercăm să răspundem asta. Ca să vă aduc până la întrebarea Domnului, trebuie să vă spun că acest cuvânt îl găsim și în Evanghelia după Matei, în capitolul 20, unde ni se spune că mama fiilor lui Zebedei, Iacob și Ioan, se duce la Mântuitorul Iisus Hristos și îi spune, Doamne, vreau să-ți cer ceva. Și Dumnezeu răspunde, spune, ce dorești? Poruncește ca acești doi fii ai mei, Iacob și Ioan, să stea de-a stânga și de-a dreapta în împărăția ta. Iar Domnul Iisus Hristos i-a spus și ei, le-a spus și ucenicilor, ne spune și nouă astăzi. Dar Iisus le-a răspuns, nu știți ce cereți. Iubiților, să mulțumim la Dumnezeu pentru toate rugăciunile pe care nu ni le-a ascultat. Și să cerem lumină și înțelepciune de la Dumnezeu, ca de astăzi începând să ne adresăm Lui în adevărate rugăciuni după voia Lui, cum o să vedem puțin mai încolo în cuvântul Evangheliei de la Buna Vestire. Întrebarea pe care Domnul Iisus Hristos ar fi trebuit să o spună ucenicilor acestora, dar și mamei lor, ar fi fost următoare. Ți-ar place ca acești doi fii ai tăi să șadă în locul celor doi tâlhari răstigniți de-a stânga și de-a dreapta mea? Pentru că, iubiților, ceea ce oamenii nu înțeleg astăzi și diluează Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos, ei își imaginează următorul lucru, că pot ajunge la înviere, pot ajunge în împărăția lui Dumnezeu fără ca să treacă pe la cruce, fără ca să treacă prin suferință, fără ca să primească acest botez de care Domnul Iisus Hristos amintește astăzi. Puteți voi să beți paharul pe care eu îl beau, spune Domnul. Care este paharul acesta? Un pahar obișnuit de apă sau de vin? Nu. Este paharul suferinței pe care numai după puțin timp îl vom vedea pe Domnul implorându-L pe Tatăl în umanitatea sa, așa cum știm că Iisus Hristos a avut două naturi, o natură divină și o natură umană. Umanul din El, știind că urmează să fie condamnat pe nedrept, să fie batjocorit, scuipat, bătut, răstignit pe o cruce, împuns cu sulița, părăsit de toți și de toate, a strigat în grădina Ghețiman, Părinte, dacă este cu putință,
îngăduie ca să nu beau acest pahar. Iar la numai câteva secunde, un înger al lui Dumnezeu trimis de Tatăl să-l întărească. Divinul din Hristos răspunde, și nu umanul de data aceasta, și totuși voia ta să se facă, Doamne, și nu voia mea. Despre acest pahar este vorba în întrebarea pe care Domnul o adresează celor doi ucenici și mamei lor. Oare puteți voi să beți paharul pe care eu îl beau? Și continuă, puteți voi să vă botezați cu botezul cu care mă voi boteza eu? Despre ce botez este vorba, iubiților? Am vorbit despre el, dacă vă aduceți aminte, este unul din cele 7 botezuri pe care le-am enumerat cu versete din paginile Sfintei Scripturi. Este botezul suferinței. Iar ucenicii nu și-au dat seama ce spun și au îndrăznit să spună putem. Și atunci Dumnezeu le-a făcut după acest cuvânt. E adevărat. Veți bea paharul cu care eu, pe care eu îl voi bea. Și vă veți boteza. Pentru că așa cum știm cu toții, toți ucenicii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în afară de Ioan, care a fost exilat în insula Patmos și trăiește o viață destul de lungă, au fost batjocoriți, tăiați, uciși și și-au dat viața în numele acestui sfânt adevăr pe care noi îl propovăduim astăzi. Vă dați seama ce responsabilitate avem când stăm în fața acestei pleiade de sfinți care privesc la noi și noi n-am căpătat o palmă pentru Hristos. De multe ori ne este rușine să-L mărturisim pe Hristos. Pentru că nu cumva să scădem în ochii oamenilor. Știm clar că într-o zi ne vom întâlni cu El și vom sta cu El la judecat. Și ne va întreba, ți-am dat atâția ani, am investit în tine atâtea binecuvântări. Care sunt roadele tale? Pentru că nici pocăință n-ai lucrat în viața ta destul, poate nici un suflet n-ai adus prin mărturisirea vieții tale la mine și multe, multe altele pe care le vor auzi, din păcate, acei care astăzi stau indiferenți față de o așa de mare mântuire și un asemenea har pe care Dumnezeu încă îl lasă și îl îngăduie peste pământ. Iubiților, știți ce s-a întâmplat? Petru a pus o întrebare. Petru spune în Marcu 10:28, iată, noi am lăsat toate. Ce vom primi de la tine, Doamne? Adevărul e că el nu lăsase prea mult. Să fim sinceri. O barcă de pe marginea apei și un faliment de pescar. Pentru că ne aducem cu toți aminte de pescuirea minunată, când Domnul intră în barca lui Petru și acesta vine după o noapte de trudă și spune, n-am prins nimic. El cu toată maestria lui de pescar nu lăsase prea mult, iubiților. Așa cum noi, atunci când îl urmăm pe Iisus Hristos, nouă ni se pare că lăsăm lumea în spate, lăsăm frații de băut, lăsăm tovărășiile proaste, lăsăm discotecile și barurile și cluburile, lăsăm toate cele care acum ne despart de Dumnezeu și ne gândim, ce vom face fără toate acestea? Uitând, să ne uităm la Cel care este în capul și înaintea noastră, Iisus Hristos, Domnul.
Dacă nu l-ai pe Iisus Hristos, nu ai nimic. Oricâți bani ai avea, oricâtă sănătate ai avea, oricâte avuții și posesii ai avea, ești mai sărac decât crezi, ești mai orb decât crezi, ești mai nenorocit decât crezi. Pentru că spune Sfânta Scriptură, nu cu aur, cu argint, ați fost răscumpărați din deșertăciunea vieții voastre, ci cu scumpul sânge al Mântuitorului Iisus Hristos. Mielul cel de jertfă de pe crucea Golgotei. Petru pune această întrebare, Doamne, ce primim că te lăsăm? Și apoi Domnul spune, nu există om care să fi lăsat casă, sau soție, sau copilaș, sau cunoștințe, sau tovărășii, sau anturaje, pentru mine și pentru Evanghelie, fiți foarte atenți, pentru mine, spune Domnul, și pentru Evanghelie, pentru acest cuvânt, și să nu primească și în lumea aceasta binecuvântări, tone de binecuvântări, iar dincolo, viața veșnică. Și ucenicii, în momentul în care vin cei doi, Iacov și Ioan, și spun, am vrea să ședem unul de-a stânga și unul de-a dreapta, se supără iubiții. Mai mult decât atât, aceștia și-a trimit mama. Nu au curajul să vină să-i spună lui Hristos cererea inimii lor. Așa cum noi ne trimiteam când eram micuți, pe tata sau pe mama, după ce făceam câte o prostiuță, să ne rezolve problema. Lasă că vine tata. Lasă că vine mama, lasă că vezi tu. Iată imaturitatea lor spirituală, deși de atâta vreme erau cu Domnul. Mama lor îi spune Domnului, nu ai putea să faci ca fiii mei să stea de-a stânga și de-a dreapta în împărăția ta. Doamne, n-ai putea să faci lucrul acesta. Dar nu și-a pus întrebarea iubiților, oare acești copii sunt suficient de pocăiți? Sunt suficient de convertiți la Hristos? Oare se poate intra în împărăția lui Dumnezeu oricum? Oare fiii mei au văzut în mine un exemplu demn de urmat? Astăzi când vin înaintea ta, Doamne, să-ți cer acest lucru? Sau sunt eu vremnică să-ți cer acest lucru pentru fiii mei? Dacă eu nu te cunosc pe tine, dacă eu nu am o relație cu tine, dacă viața mea este ruină. Vedeți, iubiților, cerem lucruri mari și în jurul nostru e dezastru. Cerem lucruri pe verticală și pe orizontală avem atâtea probleme. Dumnezeu nu ne va rezolva problemele până când noi nu ne vom rezolva problemele. De aceea spune și un cuvânt înțelepțesc lumesc. Înainte ca lucrurile să se schimbe, oamenii trebuie să se schimbe. Doamne, ce să fac? Cum să mă pun la dispoziția Ta? Doamne, care este voia Ta cu viața mea? Și Domnul lansează astăzi o întrebare. Așa cum am spus la început. Ce voiți să vă fac? Chiar așa. Dacă ți-a dat Hristos astăzi un cec în alb, un cec, ce ai scrie pe el? Dacă ți-a dat Iisus Hristos astăzi o foaie, o listă, ce ai scrie pe foaia aceea? Care ar fi cererea ta de la Dumnezeu? Știți că suntem mântuiți prin har.
Dar răsplătirea pe care o așteptăm de la Dumnezeu este prin fapt. Care ar fi răspunsul la întrebarea Domnului? Ce voiți să vă fac vouă? Iubiților, timp de o săptămână, vă mărturisesc, a luat cuvântul lui Dumnezeu Sfânta Evanghelie și am căutat răspunsuri în primul rând pentru mine și astăzi le aduc înaintea dumneavoastră. Și în primul și în primul rând ar trebui să scriem acolo prima liniuță. Doamne, ajută-mă să mă pocăiesc! Și să zicem cu toții, amin. În Epistola lui Petru, capitolul 2, versetul 3 cu 9, se spune așa: Domnul nu întârzie în îndeplinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Pocania, întoarcere, să se întoarcă. Iar în Romani, în capitolul 2, versete de la 4 la 5, spune așa: vorbește direct cu noi. Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății lui Dumnezeu, adică tot ce a investit Dumnezeu până acum în tine? Îndelunga lui răbdare, nu vezi tu că bunătatea lui te îndeamnă la pocăință? Dacă Domnul a fost bun cu noi și ne-a mai dat o zi la firul vieții noastre, primul lucru, iubiților, ar trebui să ne gândim la pocăință. Ce vrei să-ți fac, întreabă Iisus? Doamne, ajută-mă să mă pocăiesc în primul și în primul rând. Ajută-mă să mă întorc cu spatele la lume și cu fața la tine. În Marcu, în Evanghelia după Marcu, în capitolul 1, cu versetul 15, se spune așa: s-a împlinit vremea. Când? Astăzi, iubiților. Pentru că ziua de mâine nu știm dacă este a noastră. Și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Auziți ce cuvânt urmează? Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Nu în promisiunile oamenilor. Nu în știrile de la ora 5. Nu în timpul probabil sau vremea sau în institutul ANM. Iisus Hristos este Domnul și El poruncește astăzi: pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Ce vrei să-ți fac, soră? Ce vrei să-ți fac, frate? Întreabă Iisus: Doamne, ajută-mă să mă pocăiesc. În al doilea rând, iubiților, Doamne, întoarce-mă la Tine, că eu nu sunt vrednic să mă întorc. Să-mi scuzați afirmația, un om al lui Dumnezeu a predicat odată de la Amos și a spus: fraților și surorilor, să ne întoarcem cu 360 de grade. Să ne ferească Dumnezeu, adică tot acolo să rămânem. Să ne întoarcem la Dumnezeu, iubiților. Să ne luăm ochii și mintea de pe cele ale lumii. Pentru că lumea cu pofta ei trece și se duce și coboară pe zi ce trece pe panta iadului. Dar oamenii lui Dumnezeu urcă cu fiecare zi, cu fiecare liturghie, cu fiecare rugăciune, cu fiecare plecare de genunchi, urcă spre Dumnezeu. Doamne, întoarce-ne la Tine pe toți. În Faptele Apostolului, în capitolul 3, cu versetul 19, se spune așa: pocăiți-vă, dar, iată, primul argument, și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Dumnezeu vremuri de înviorare. Nu vedeți că nici vremea nu mai este cum a fost? Păcatele noastre, consecințele faptelor noastre, aduc până și schimbarea climaterică, iubiților. Totul este dat peste cap.
și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos. Unde să-L trimită? În sufletele noastre. Dumnezeu nu va intra într-un suflet dacă nu are loc de lume. El nu va intra decât atât cât are loc. Cât loc îi oferă lui Dumnezeu în viața ta? Cât? Cât la sută îi mai lași lui Dumnezeu de la ceea ce ai dat lui? Credeți că Dumnezeu se mulțumește cu procente din viața noastră? Nu, iubiților. Diavolul se mulțumește cu procente. El zice, ia și de aici. Mai dăm 10%. Nu-i nimic. Dă-mi mie 10%. Și Domnul nu va sta, pentru că lumina și întunericul nu stau în același loc. Dumnezeu nu intră într-o inimă împărțită. Să-i dăm lui Dumnezeu ceea ce a mai rămas de la diavolul? De ce ne cere totul, iubiților? Uitați-vă la el. Pentru că a dat totul. A dat totul. Doamne, ajută-mă să mă pocăiesc. Ce vrei să-ți dau, omule? Ce vrei? 2. Doamne, întoarce-mă la tine. 3. Foarte important. Doamne, iartă-mi păcatele. Este cineva în clipa aceasta care nu se consideră păcătos? Aici în biserică sau acolo pe internet? Să ne trimită sau să vină la urmă să facem o poză cu el. Aici. Iată un sfânt. Păi dacă lumea nu era păcătoasă și omul nu era păcătos, pentru ce a venit Iisus Hristos pe pământ? Și a luat chip și s-a încărcat cu păcatele noastre. Dacă oamenii spun astăzi, dar eu n-am omorât pe nimeni, eu n-am spart casa nimănui, eu nu doresc rău nimănui, eu sunt în pace cu toată lumea. Ăștia sunt oamenii morali. Și le spun astăzi, iubiților, moralitatea vă scapă de pușcărie, nu de iad. Iadul va fi plin de oameni morali. Pentru că ultimul cuvânt îl va avea Iisus. Doamne, iartă-mi păcatele. În Evanghelia după Marcu, în capitolul 2 cu 10, se spune așa. Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele. Iubiților, țineți minte acest verset. Numai cât timp suntem pe pământ, avem binecuvântarea și harul de a ne pune jos păcatele, de a ne împăca cu Dumnezeu și a primi iertarea lui Dumnezeu. După moarte nu se mai poate face nimic. Copacul în care parte cade, în aceea rămâne. Împăcați-vă cu Dumnezeu și cu lumea cât timp mai aveți suflare de viață în voi. Nu amânați mereu împăcarea dumneavoastră cu Dumnezeu sau cum fac unii. Lasă că vor avea grijă nepoții. Îmi vor face o slujbă cu mitropolitul și vor chema 7 popi din 7 sate să mă spele de păcate. Cum cântă cântare. Nu este adevărat. Personal trebuie să te împaci cu Dumnezeu. Personal trebuie să vii cu povara păcatelor tale unde? La picioarele crucii lui Hristos. Și să le lași acolo. Și să te întorci cu spatele la lume și cu fața la Dumnezeu și să spui, Doamne, de astăzi, numai cu Tine. Orice ar fi, nu mă mai las de Tine, Doamne. În Isaia, în capitolul 43, cu versetul 25, Eu, zice Domnul, Eu îți șterg fără de legile. Pentru mine și nu voi mai aduce aminte de păcatele tale. Numai Dumnezeu ne poate șterge păcatele, iubiților. Nu mai alergați la oameni. E adevărat, Dumnezeu a lăsat prin cuvântul lor, cărora veți ierta păcatele vor fi iertate, cărora le veți ține ținute vor fi. Dar dacă n-ai pus păcatele tale și viața ta sub acest detergent, care este sângele lui Hristos, nimeni și nimic nu te poate curăța. De aceea Sfânta Liturghie, această binecuvântată slujbă,
la care dumneavoastră sunteți prezenți, este cel mai puternic, cel mai puternic mijloc de a ne împăca cu Dumnezeu, de a sta în prezența lui Dumnezeu și de a primi iertarea păcatelor. Prin trupul și sângele Domnului. Îmi spune Sfânta Evanghelie că sângele meu vă curățește de orice păcat. În Psalm spune așa, ferice de cel cu fără de lege iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul care nu-i ține seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Iată cum îl numește Dumnezeu pe omul împăcat cu el, iertat, fericit. De ce nu suntem fericiți, iubiților? Pentru că suntem păcătoși. Pentru că avem păcat. Din cauza păcatelor nu suntem fericiți. Vreți să fiți fericiți? Împăcați-vă cu Dumnezeu. În al patrulea rând, ce vrei să-ți fac, întreabă Dumnezeu? Doamne, ajută-mă să fac voia Ta. Că destul s-a făcut voia mea, Doamne, până astăzi. Ajută-mă, Doamne Iisuse. Învață-mă să fac voia Ta. Destul ți-am zis până astăzi, nu vreau să te servesc, mai lasă-mă puțin. Tinerilor, de câte ori am spus lui Dumnezeu, vreau să mai nebunesc un pic, că sunt prea tânăr. De ce să vin acum la Tine? Fără să ne dăm seama că Dumnezeu putea să încheie conturile cu fiecare la 20 de ani. În seara majoratului, la 18 ani. Și dumneavoastră știți și ați auzit că astăzi și-a făcut majoratul și a doua zi a murit în accident în circulație. Sau astăzi a venit, parcă îl văd, a fost vecinul meu, ușă de ușă. La 20 de ani a venit din armată, era cu mâinile pe sus și spunea, sunt fericit. Haide să vă dau de băut. Le-a spus prietenilor de breaslă. Și după câteva ore, mama lui urla pe treptile scării. Copilul meu, copilul meu. Și am zis, soră, ce s-a întâmplat? Și ea mi-a spus, a murit Claudiu Dan. Nu se poate. Păi ieri l-am văzut fericit. A murit Claudiu în accident de circulație. Când să mă întorc la Tine, Doamne? Când să vin să fac voia Ta? La ce vârstă? Vreau să spun astăzi ceva. Din clipa în care te naști pe pământ, ești suficient de bătrân. Țineți minte acest cuvânt. Ca să mori și să pleci în veșnicie. Din clipa aceea, e suficient de pregătit și ca să trăiești, dar și ca să mori. Când să vin la Tine, Doamne? Astăzi, spune Iisus. Astăzi, dacă auziți glasul meu, întoarceți. Ziua de mâine nu e a voastră, e a mea, spune Domnul. Dacă eu ți-am mai dat astăzi o zi, înseamnă că tu mai ai aici pe pământ niște conturi de încheiat. Fă-ți pe orizontală curățenie ca să primești de sus, de pe verticală, binecuvântare. Învață-mă să fac voia Ta. Psalmul 143:10. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun, auziți, Duhul Tău cel sfânt, să mă călăuzească pe calea cea dreaptă. Iubiților, cât suntem de maturi, poate vă vine să râdeți ce vă spun imediat. Să știți că nu putem merge, iubiților. Nici din pat nu ne putem ridica dacă Dumnezeu nu ne dă putere în oase. Nu mai vorbesc să venim la biserică, să stăm în prezența lui Dumnezeu, să ascultăm cuvântul Lui. Sau să alergăm la Dumnezeu să ne împărtășim sau să ne mărturisim păcate. Suntem legați, de amândouă picioarele suntem legați. Fără Dumnezeu. Nu putem face nimic. Spune Domnul în Evanghelie, că și fără mine nu puteți face nimic. Dacă astăzi suntem prezenți aici, este binecuvântarea Lui și harul Lui. El, prin Duhul Sfânt,
a dat îndemn cugetului minții, mintea, mădularelor. Și am ajuns în casa Lui. Și suntem prezenți și El este în mijlocul nostru. Fiule, fiică, ce să-ți fac? Ce să-ți mai fac? Și Dumnezeu vorbește în dreptul tuturor și spune, Doamne, naște-mă din nou! Dumneavoastră ați auzit de nașterea din nou. Dumneavoastră ați auzit că dacă nu ne vom naște din nou, în această viață pe care o numim cu maximă responsabilitate existență, nu vom intra în Împărăția lui Dumnezeu. Ioan 3:3. Drept răspuns, Iisus a zis, adevărat, adevărat, îți spun. Cu cine vorbește? Cu Nicodim? Nu. Cu un om. Că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea Împărăția lui Dumnezeu. Și întreabă omul acesta, Doamne, dar e posibil că eu zbătrânesc, cum să intru a doua oară în pântecele Maicii mele? Nu. Ce este născut din carne-i carne. Ce să alege de trupul ăsta pe care îl punem atâta preș și îl îmbrăcăm frumos? Și îl prețuim atâta și îl ungem cu tot felul de alifii. Să arătăm bine, să dăm bine și în fața lumii și în fața oglinzii. Într-o zi îl vom depune în țărâna Pământului. Doamne, naște-mă din nou. Nașterea aceasta o face, iubiților, cuvântul lui Dumnezeu. Și este o naștere, cum spune Domnul, din apă. Ce este apă? Voi veniți la izvoarele apelor vieții. Care este apa vieții? Cuvântul lui Dumnezeu. Și din Duh. Nașterea aceasta o face Duhul lui Dumnezeu. Dumneavoastră ați întâlnit oameni care i-a știut că până ieri erau pe calea iadului. Și dintr-o dată i-ați văzut schimbați. Și v-ați mirat de ei și ați spus, măi, omule, ce-i cu tine, măi? Și oamenii aceștia v-au răspuns, m-am întâlnit cu Dumnezeu. A, te-ai întâlnit cu Dumnezeu. Unde te-ai întâlnit? Măi, m-am întâlnit cu Dumnezeu. Hai să-ți povestesc. Hai să spun ce s-a întâmplat. Iubiților, venea de la nuntă. Venea de la nuntă. N-avea niciun gând. Era după o noapte pierdută și era un frate de-al nostru muzicant. A oprit pe marginea drumului. Să vedeți o convertire autentică. Cum lucrează Dumnezeu cu un suflet? Pentru că îl are în planul de mântuire. Cum naște Dumnezeu un om din nou? Și astăzi ne vom răspunde că Dumnezeu ne-ar putea vorbi și. Doar să fim atenți la El. Era cu colegii cu care cântaseră seara la nuntă, cu saxofoane, cu acordioane, cu orgi și cu ce mai vreți dumneavoastră, tobe, și veneau de la față. Vă invit să ascultați pe internet. Grupul Haru Mărturie. Toată formația astăzi s-au întors la Dumnezeu, s-au pocăit, în adevăratul sens al cuvântului. Merg și laudă pe Dumnezeu, au lăsat cântecele lumești și acum îl laudă pe Dumnezeu și nu spun numai atât. Hai să vă spun cum a lucrat Dumnezeu în viața mea. Cum i-a schimbat viața, cum m-a născut din nou. S-a oprit pe marginea drumului din două motive. Să mai bea din lada de bere care le-o făcuseră cadou mirii și era în portbagaj. Și să-și împartă banii pe care îi câștigaseră noaptea aceea la nuntă. Și unul dintre ei a zis, mă iertați un pic, eu mă duc până pe partea alaltă. Știți dumneavoastră pentru ce? Și a trecut drumul și de la nivelul drumului la Glia, era un ogor acolo, era un șanț. Și a vrut să sară peste șanțul respectiv ca să ajungă pe Glie și să mă iertați, să se ușureze. Pentru că crescuse iarbă, el n-a văzut, s-a împiedicat cu piciorul de un fier și s-a lovit atât de rău cum nu vă puteți imagina. A rămas minute în șir acolo cu durerea aceea de picior. Dar când s-a uitat mai bine, fierul acela nu era un fier obișnuit, ci era o cruce. Și pe el scria Octavian Luncan. Este o cruce care o puteți vedea și astăzi. Pe drumul dintre Hațe
și Simeia. Fiți atenți! Pe omul nostru îl chema Octavian Luncan. Și pe cruce scria decedat în anul în care el se împiedicase de cruce și născut în anul în care omul nostru s-a născut. Dumneavoastră vă puteți imagina că omul acela și-a văzut crucea lui? Cine a îngăduit ca să se oprească mașina acolo? Cine i-a dat în minte să treacă de partea cealaltă? Cine a rânduit toate lucrurile acestea? Iubiților, să te întâlnești cu crucea ta pe drumul vieții atunci când te simți mai bine. Să-ți vezi numele tău pe cruce. Anul nașterii și anul morții actual cu anul în care tu trăiești. Ce faci? Mai poți trăi? Sau te mai poți întoarce la lada de bere? A venit alb ca vară. Și numai atâta le-a spus colegilor. Eu de sâmbătă nu mai vin cu voi. Că tu ai nebunit? Cum să nu mai vin? Avem lunți luate. Avem comenzi și arbune dat. Uitați-vă aici. Banii care a câștigat în seara asta, luați înapoi arbunele, dați-le la oameni, eu de luni sunt alt om, azi e duminică, eu de mâine sunt un alt om. Dumnezeu mi-a dat harul de a cânta și eu vreau să-i dau înapoi, pentru că eu astăzi, iubiților, am murit. Și le-a povestit întâmplarea lui. Dumnezeu a luat pe fiecare separat. Asta a fost întâmplarea lui Luncan. Dar Dumnezeu i-a luat pe fiecare separat și a lucrat cu fiecare într-un alt mod. Și astăzi, trupa care cânta și oamenii se destrăbălau, face un singur lucru, îl laudă pe Dumnezeu, iar ei își mărturisesc propria lor experiență cum i-a schimbat Dumnezeu. Nu ți-am spus întâmplător lucrul ăsta. Ai o experiență cu Dumnezeu. Este imposibil să nu ai. De ce taci? De ce tăcem? Nu este rușine? Dacă nu mă veți mărturisi înaintea oamenilor, nici eu nu vă voi mărturisi înaintea Tatălui, spune Dumnezeu. De ce tăcem? Spuneți numai atât. Măi omule, știu că ești în situația în care ești, dar cel care m-a schimbat pe mine, care s-a atins de mine, te poate schimba și pe Cel care m-a convins pe mine să vin duminică de duminică la casa lui Dumnezeu, să ascult cuvântul lui, te poate convinge și pe tine într-o zi. Sau vrei să te aduc printr-un cancer? Sau vrei să te aduc cu probleme? Dumnezeu va îngădui să venim și așa la El. Dar de ce să nu venim acum, când toate aparent sunt în regulă? De ce să se tulbure apele ca să ajungă și într-o zi corabia noastră în ușa bisericii sau în fața crucifixului și să spune, Doamne, nu mai pot să fac nimic de azi? Ai certitudinea de la Dumnezeu că Dumnezeu îți va mai da o zi la firul vieții? Sau ai certitudinea că dacă spui, nu chiar acum, mai amân, mă voi întoarce după câțiva ani, Doamne, Dumnezeu va mai pronunța în dreptul tău iertare? Dacă nu vii azi, avem un Dumnezeu mare, avem un Dumnezeu bun, avem un Dumnezeu milostiv, dar avem și un drept judecător. Iubiților, pentru mulți din frații și surorile noastre, știți ce a spus Dumnezeu astăzi? Gata. Până aici. Destul. Astăzi, în dreptul lor, am închis robinetul. Am terminat. I-am așteptat destul. Le-am dat predici. Le-am dat preoți. I-am dus pe la mormântări să-și vadă destinul. Că tot vorbim de destin. În Dumnezeu nu există destin. Tot vorbesc cu oamenii. Ăsta e destinul meu. Ăsta e horoscopul meu. Ăsta e calea mea. Prostii. Ți-am dat destule argumente, fiule, soră, frate, fică. Destul. Astăzi
sau de astăzi, îmi iau mâna după tine, facă-se voia ta, că voia mea tu nu vrei să o faci. Născut din nou, nu vrei să fii, Duhul meu nu lasă să lucreze în tine, îmi iau mâna după tine, treaba ta. Știți de pe câți oameni și-a luat mâna Dumnezeu astăzi? Și știți ce? A și pronunțat sentința în dreptul lor și a spus, plecați de la mine, blestemați-vă. Lor numai li se duce vestea că sunt vii, dar ei de astăzi sunt deja morți. Condamnați pe vecie înaintea lui Dumnezeu. Doamne, naște-mă din nou. Pune în mine, Doamne, o inimă nouă, ia-mi inima de piatră, arunc-o afară că e împietrită și dă-mi o inimă de carne. Naște-mă prin Duhul Tău cel Sfânt. Ce vrei să-ți fac, fiule, fiule? Ce vrei să-ți fac? Naște-mă din nou. În al șaptelea rând, Doamne, mărește-ne credința. Ați auzit de cuvântul ăsta, credință. Iubiților, Petru a mers cu Hristos până unde? Până în momentul în care l-au luat și l-au dus înaintea lui Caiafa. L-a recunoscut că e Fiul lui Dumnezeu. Ce spune Iisus? Petre, m-a rugat pentru tine. Diavolul a vrut să vă cearnă, Petre, și pe tine, și pe Iacov, și pe ucenici. Dar eu m-a rugat pentru voi să nu vă pierdeți ce? Credință. Ce a făcut Petru, iubiților? Pe care Biserica Catolică îl numește locțitorul. S-a lepădat de Hristos. Ce a făcut Petru, iubiților, în grădina Ghețimani? A scos sabia și i-a tăiat urechea lui Malcu. Bagă Petre sabia în piatră. Crezi că nu poți să chem pe tatăl și să rog să trimită mai mult de 2 legiuni de îngeri? Știți cât era o legiune? 6.000. 12.000 de îngeri să-mi stea alături împotriva lui Iuda și acelor care au venit să mă prindă și să mă lege ca pe tâlhar. Dar cum se vor împlini scripturile, spune Domnul? Dar cum va mai predica părintele Daniel după 2.000 de ani despre mine? Dacă voi face dreptate și mă voi da alături de la calea mântuirii pentru care am fost trimis și pentru care am venit. Toate se împlinesc. Toate se împlinesc după voia Lui. Mărește-ne credința. Auziți, Evrei 4:2. Căci nouă nu i s-a dat o veste bună ca și lor. Dar lor cuvântul care le-a fost propovăduit, fiți atenți ce cuvânt, nu le-a ajutat la nimic. Pentru că nu a găsit credință la cei ce l-au auzit. Dumneavoastră ați auzit? Preotul vorbește. Ce? Cuvântul lui Dumnezeu. Bine ar fi, fraților preoți, predicați Evanghelia. Lăsați poveștile. Predicați Evanghelia. Pentru că nimic nu poate schimba mai mult un om decât Evanghelia. Aveți în fața dumneavoastră un om care a fost schimbat de Evanghelie. Predicați Evanghelia. Deci, li s-a propovăduit cuvântul. Dar cuvântul zice, n-a găsit credință la cei care l-au auzit și s-a întors înapoi la cine? La predicator. Preotul și-a făcut datoria. Dumnezeu a coborât în mijlocul nostru, ne-a vorbit astăzi. Dar noi nu credem. Predica asta nu e pentru mine. E pentru fratele. Predica asta eu am auzit-o cândva. Lasă să o asculte fratele, că el acum a venit pentru prima oară la biserică. Nu este adevărat. Nu este adevărat. Chiar dacă ai auzit-o de 100 de ori, te întreb de câte ori ai împlinit-o. N-ai împlinit-o. Înseamnă că e pentru tine. Avem credință suficientă, iubiților? Păi zice, dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, a spune muntelui acelea, mută-te și aruncă-te în mare și se va muta. O femeie a auzit predica asta la biserică și s-a dus acasă. O deranja că le era tot umbră în fața geamurilor. Și zice, sporuncesc, munte, să te muți. Fiți atenți.
S-a dus și s-a culcat. A doua zi dimineață a venit, muntele era tot acolo. Zice, replică, deșteaptă-mă. Am știut eu că nu te muți. Ce credință. Am știut eu că nu te muți. Păi atunci de ce te-ai mai rugat? Am știut eu, Doamne, că nu mă ajuți. Am știut eu, Doamne, că nu mi-a spus rugăciunea. Atunci de ce te-ai mai rugat? Unde e credința? Doamne, mărește-ne credința. Luca 15:5. Apostolii au zis Domnului, mărește-ne credința. Dumneavoastră realizați că erau cu Iisus, iubiților. Era Iisus lângă ei și se simțeau că n-aveau credință. Galateni 3:26. Căci toți sunteți fii al lui Dumnezeu prin credință în Iisus Hristos. Păi dacă eu nu cred în Iisus Hristos, eu nu sunt copilul lui Dumnezeu. Evrei 11:6. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este. De ce am venit la biserică, iubiților? Dacă nu avem credință. Ne vom împărtăși peste câteva minute cu trupul și sângele Domnului. Și unii vor bea vin și vor mânca pâine. Vă mărturisesc în numele Domnului. Pentru că dacă nu au credință, ei nu vor vedea trup și sânge acolo. Dar nici nu vor vedea ecourile împărtășirii cu Iisus. Adică o vindecare, adică o regenerare a trupului, a sufletului și a Duhului. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Ce vrei să-ți dau? Doamne, dă-mi credință. Am nevoie de credință, Doamne. Întrebarea pe care Dumnezeu ți-o pune, ce vrei să-ți dau? În al 8-lea rând, iubiților, Doamne, dăruiește-mi dragoste. Îi iubiți pe oameni așa câte un pic, sau numai pe voști. Doamne, dăruiește-mi dragoste pentru toți oamenii de pe pământ. 1 Corinteni 13. Deschideți astăzi cea mai frumoasă declarație de dragoste. Se citește la toate cununiile. Numai 13:3 îl citesc. Și chiar dacă mi-aș împărți, au zis, toate averea pentru hrana săracilor, ne îndeamnă Domnul Iisus să dăm săracilor. Da. Dăm din ce? Din ceea ce este a Lui. Pentru că dacă noi n-am avea ce da. Eu nu v-am văzut pe niciunul din cei din biserică pe la Penny Market sau pe ulițele Vințului stând cu mâna întinsă. Nu v-am văzut. Înseamnă că aveți. Nici dumneavoastră nu m-ați văzut pe mine așa, înseamnă că am. Slăvit să fie Domnul. Auziți, chiar dacă aș da toată averea, tot săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul, auziți, trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Doamne, dă-mi dragoste. Ioan 13:35. Prin aceasta vor cunoaște toți, cine? Cei din biserică, sfinții din cer, dușmanii, cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți copiii lui Dumnezeu și ucenicii mei, spune Domnul, dacă veți avea dragoste între voi. Dar eu cu părintele nu slujesc, el e de altă religie. Doamne, de dragoste. Doamne, ajută-ne să trecem peste canoane. Ajută-ne să trecem peste mândria și peste barierele pe care le-am pus între noi religiile. Dărâmă, Doamne, aceste bariere prin legăturile dragoste. Dar eu cu el nu mă aduc, că e de altă credință. Nu-i nimic, o să te întâlnești cu el în iad. Și atunci o să vă povesti și o să faceți teologia ortodoxă și catolică. O să aveți suficient timp atunci să vă arătați cât sunteți voi de tari. Ortodoxi la catolici și catolici la ortodoxi. Că aici n-ați fost împreună, nu nimic. Nici dincolo vă să fiți. Să nu vă faceți idei, fraților, de alte confesiuni. Și vă învăț, fraților, în biserică. Să nu vă faceți ideea că dacă aici nu v-ați avut în pace și în frățietate, dincolo să fiți. Niciodată. Doamne, învață-mă să am dragoste. Să nu mă mai uit și să
desfințez odată firmele astea, ortodox, catolic, penticostal, luteran, adventist, martor și nu știu ce. Nu! Iisus Hristos a murit pentru cine? Toți! Pentru cei ce cred, pentru cei care îl urmează și pentru cei care vor moșteni într-o zi împărăția lui Dumnezeu. Nu pentru religii. În Ioan 17 este singura rugăciune care încă nu s-a împlinit după 2018 ani. Tată, mă rog ca toți să fie una. De ce nu s-a împlinit? Înseamnă că nu se face voia lui Dumnezeu, cum spunem în Tatăl nostru. Facă-se voia ta, nu se face voia. Ne rugăm să se facă voia. Vie împărăția ta înseamnă că n-a venit iubiților. Nu este printre noi, sau nu este la toți dintre noi. Degeaba ne bate cu pumnul în piept că suntem creștini de 2000 de ani. Și noi, eu nu mă pot înghiți cu fratele meu. Părinte, ce ai cu mine? Frate de credință, Iisus Hristos este Domnul, este unul. Dacă nu mă iubești, nu te iubește Dumnezeu. Să mă ierți. 1 Petru 4,8, mai presus de toate, să aveți o dragoste fierbinte, unii pentru alții, căci dragostea acoperă, auziți, sumedenie de păcate. Dumneavoastră, dacă iubiți, veți fi iertați. Ce a spus Iisus Hristos femeii, care îi spăla picioarele cu lacrimile ei și le ștergea cu părul capului? Mult ai păcătuit, da? Dar zicea și iubit mult. De aceea toate păcatele sunt iertate. Cum au sărit cei de la mă? Cum pe asta o ierți? Cum o lasă să atingă de tine? Eu pentru cine am venit, măi deștepților? Pentru voi? Pentru ăștia păcătoși am venit. Sau credeți că după voi se va închide ușa? Sau aveți grijă că s-ar putea să se închide în fața voastră ușa? Iubiților, surprize mari vom avea în cer. Cu cine ne vom întâlni? Oameni pe care acum nu dăm doi bani. Oameni pe care nu-i putem să ne imaginăm că vor sta cu noi la masă. Vom avea surprize mari în cer. Doamne, dăruiește-ne dragoste unii pentru alții. Preiubiților, să ne iubim unii pe alții. 1 Ioan 4, versete de la 7 cu 8. Căci dragostea este de la Dumnezeu, auziți. Doamne, dă dragoste că nu am. Și oricine iubește, auziți, este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu. Pentru că dragostea este Dumnezeu și Dumnezeu este dragoste. 1 Ioan 4,16. Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are față de Dumnezeu, Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste, încă o dată mi se spune. Și cine rămâne în dragoste, rămâne în Dumnezeu. Și Dumnezeu rămâne în El. Doamne, învață-ne să iubim, Doamne. Să iertăm. Ce vrei să-ți dau, fiule? Fică, ce vrei să-ți dau? Scrie azi, ce vrei să-ți dau? Doamne, dă-ne răbdare. Nu v-ați pierdut câteodată răbdare. Poate și în rugăciune. De ani de zile. Toți strigați și nu se aude. Problema nu e la Domnul. Am vorbit duminica trecută. Problema e la noi. Doamne, dă răbdare. Luca 21:19. Prin răbdarea voastră vă veți câștiga sufletele voastre. Doamne, dacă până în ceasul morții ar fi să strig la tine, nu mă las de tine. Pentru că dacă nu voi vedea împlinită aici problema, nu-i problema mea, e problema ta. Tu te vei ocupa mai departe de problema mea și eu voi ajunge în cer, în liniște și în pace. Doamne, dă răbdare, Doamne. Dă răbdare cu cel de lângă mine, cu șeful, cu omul care mă tot sâcâie. Dă răbdare, Doamne. Cu cel care îmi face probleme. Doamne, dă răbdare. În al 10-lea rând, Doamne, dă blândețe. Cel mai sfânt și mai blând om de pe pământ a fost Iisus. 1 Timotei 6:11. Iar tu, omule al lui Dumnezeu, azi cum vorbește cu noi. Fugi de aceste lucruri, caută neprihănirea,
evlavia, credința, dragostea, răbdarea și, în al 10-lea rând, blândețea. Doamne, ajută-mă să fiu blând. Să nu răspund răului cu rău. Să nu întorc dinte pentru dinte și ochi pentru ochi. Doamne, dă-mi nădejde, mica 7:7. Eu însă voi privi spre Domnul, îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeu mă va asculta. Coloseni 1:26. Vreau să zic, taina ținută ascunsă din veci și în toate veacurile, dar descoperit acum sfinților lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut, care este bogăția slavei, taine acestea între neam. Și anume, fiți atent, Hristos în voi, nădejdea slavei. Doamne, dă-mi nădejde. Nădejdea mea, nădejdea noastră este Tatăl. Scăparea noastră este Fiul. Acoperământul nostru este Duhul Sfânt. Doamne, slavă Ție! Ați înțeles, iubiți-mă? În al 12-lea rând. Doamne, ce vrei să-ți dau? Iarăși întrebare. Ce vrei să-ți dau? Umple-mă cu Duhul Tău cel Sfânt. Slavă Domnului că a zis amin. Fiți plini de Duh. Efeseni 5:18. Fiți plini de Duh. Doamne, până acum am băgat în mine toate prostiile lumii acestea. Scoate-le afară, prin pocăință. Și umple-mă cu Duhul Tău cel Sfânt. Țineți minte, în Dumnezeu nu există vid. Sticlă, luăm o sticlă, da? Îi punem capac. Și noi zicem, bă, nu-i nimic înăuntru. Hai să turnăm niște ardei adevărat. E aer. E azot. E ceva. În Dumnezeu nu există vid. Ori ai sufletul umplut cu Duhul Sfânt, ori ai sufletul umplut cu Duhul diavolului. Tot Duhul și acela. Dar e o mare diferență. Ori ești al Domnului, ori ești al celălalt. În fiecare secundă și clipă a vieții tale, ești a cuiva. Ești în cineva. Și cineva este în tine. E logic. Doamne, umple-mă cu Duhul Tău cel Sfânt. Să mă iertați. În al 13-lea rând. Doamne, ce vrei să-ți dau, fiule? Fică, mântuiește-mă. Ați auzit de cuvântul ăsta. Mântuirea, iubiților, nu începe în împărăția lui Dumnezeu. Am întrebat pe multe suflete și întreb și pe frații, preoți și pastori. Auzi, dacă te-ar întreba cineva, tu ești mântuit? Apoi știe Domnul. Apoi unde mere lumea asta, mă duc și eu. Apoi nu a venit nimeni de acolo să ne spună. Cum a venit? Dar el de unde a venit? Tu ești mântuit astăzi aici în biserică. Dacă ar fi să închizi ochii peste o oră, simți că ești mântuit. Dacă nu ești mântuit, cere asta de la Dumnezeu. Scrie pe lista care ți-o dea azi în alb. Doamne, mântuiește-mă. Ieremia 17:14. Vindecă-mă Tu, Doamne. Au zis, nu doctorii. Vedeți că la un moment dat și ei sunt limitați? N-ați auzit printre rudele dumneavoastră cuvântul? Ne pare rău, nu mai putem face nimic. Pregătiți-vă de mormântare. Și a venit un om al lui Dumnezeu și a zis, nu, el trebuie să trăiască. În numele lui Iisus Hristos fi vindecat. Și Dumnezeu a pus vindecare în trupul lui. Povestea că s-a dus la casa lor. Avea 7 copii. Și o mamă plină de cancer. Era de 2 ori cât un om normal. Și jumătate din ea în burtă era numai cancer. Când a văzut-o așa, păstorul a zis, Doamne, dacă nu dai credință, eu nu cred că femeia asta mea poate fi. Și au zis ce a spus Duhul Sfânt. Tu faci o rugăciune, dar aici sunt 7 copii în jurul ei. Spune-le să-și pună mâinile peste ea, peste mama lor. Și să se roage. Și-au pus copilașii și
de la cel mai mic până la cel mai mare au început să curgă lacrimi. Și cel mic a zis: Doamne, nu ne lua mama. Stătea păstorul și se uita și s-a dat înapoi și a zis: eu nu mă mai pot ruga. Și noaptea aia s-a scurs tot cancerul din ea. Și astăzi este în biserică și slujește pe Dumnezeu. Avem un Dumnezeu mare, iubiților. Doamne, vindecă-mă Tu și voi fi vindecat. Și am zis că avem nevoie de mântuire. Mântuiește-mă Tu, Doamne, și voi fi mântuit. Căci Tu ești slava mea. Doamne, nu mai pune deja nici în doctor, nici în aspirină, nici în antibiotice, nici în vaccinul antigripal, nici în ce vreți dumneavoastră, Doamne, vindecă-mă Tu. Dacă Tu vrei, eu astăzi pot să fiu vindecat în numele Lui Iisus. Amin. Slăviți să fie Domnul. Și dacă Tu nu vrei, nu-i nimic. Slăviți să fie Domnul. Mă voi întâlni cu Tine. Amin. Pentru că fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului, iubiții. În al 14-lea avem și ne apropiem de final. Ce vrei să-ți fac, Fiule? Ce vrei? Uite, ți-am dat o foaie, scrie ce vrei tu și eu asta îți fac azi. Și omul nostru a zis: umple-mă de cuvânt, umple-mă de Evanghelie, de Biblie, de cuvânt, că destul îți plin de știri. Luca 1:37. Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Iubiților, dacă citim cartea asta, puterea lui Dumnezeu este în noi. Nici o furtună nu ne va culca la pământ. Nici o veste. 1 Timotei 4:4. Căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună și nimic nu este de lepădat, auziți, dacă se ia cu mulțumiri, pentru că este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. 2 Timotei 4. Te rog fierbinte, cu noi vorbește, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Iisus Hristos. Preoților, auziți cuvântul acesta, care are să judece vii și morții și pentru arătarea împărăției sale. Propovăduiește cuvântul. Cu mine vorbește. Cu dumneavoastră vorbește. Stăruie asupra lui la timp și ne la timp. În fiecare zi deschide Biblia omului. Auziți? Mustră după cuvânt. Ceartă. Îndeamnă cu toată bunăvoința și blândețea. Și dă învățătură poporului. Cum arată o biserică în care oamenii nu sunt plini de cuvânt, de care nu se propovăduiește cuvântul lui Hristos? Este Hristos acolo? Nu! Ce poți să-i spui unui om în 10 minute? Când vine după o săptămână încărcat de necazuri, de frământări, de amărăciuni, poți să-i rezolvi problema în 10 minute? Preoților, nu vă grăbiți! Nu vă uitați la ceas! Nu am ceas. Nu este ceas. Dacă liturghia începe la 10, nu vă uitați că trebuie să o terminați la 12. Că Hristos a stat pe cruce 3 ore și noi nu putem să stăm în biserică o oră jumate. Ne-am învățat comozi. Nu putem să stăm 3 ore cu Domnul? Înseamnă că nu suntem creștini. Suntem orice. Hristos a stat 3 ore pe cruce. Nu vă uitați la ceas când veniți la casa lui Dumnezeu și timpul dispare. Problemele dispar. Orice gând care vă vine și nu este înspre Domnul sau de la Domnul, dați-l la o parte. Este de la diavol. Aici nu există timp. Dumneavoastră, vă puteți imagina când va veni Dumnezeu. Vor fi oameni și în biserici. Pentru că așa cum se învârte globul și timpul, la alții dimineața acum, sau alții acum se culcă, când noi am dat binecuvântarea pentru liturghie, dar alții vor fi în biserică, iubiților, și vor pleca
din biserică direct în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că ce este liturgia? O prelungire a împărăției lui Dumnezeu. De ce să mă grăbesc? Sunt la serviciu, sunt la program, ies la pensie, mă duc că se răcește supa. Liturgia nu trebuie să aibă timp. Pentru că aici cerul se unește cu pământul. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu, propovăduiește cuvântul. Propovăduiți, frații mei iubiți, cuvântul lui Dumnezeu. Și nu vă mai uitați la ceas. Efeseni 1, 13 cu 14. Și voi, iarăși vorbește cu noi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, deci după ce ați auzit Evanghelia de astăzi, Evanghelia mântuirii, ați crezut. Dumnezeu spune lucrul acesta. Și în el ați fost pecetuiți. Dumneavoastră realizați? Vine omul la biserică și îi se propovedește cuvântul. El crede, Dumnezeu îl vede și pune pecete pe el. Zice, ăsta e al meu. Diavolul ăsta e al meu. Nu ai putere asupra lui. Nu te poți atinge de el, că e al meu. A crezut cuvântul meu. Ați crezut cuvântul propovăduit de Hristos azi? Dacă da, sunteți ai Domnului. Dacă nu, ați venit degeaba la biserică. Ați pierdut timp. Ați crezut, ați fost pecetuiți, au zis cu cine? Cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit și care este o arvună. Ce înseamnă? Dumnezeu v-a dat o arvună, că într-o zi veți fi în împărăția lui Dumnezeu. Cum noi dăm arvună? Vă să vii să cânți la nuntă. Sau să vii să servești la nuntă. Și eu mă bizui pe omul ăla că va veni. Așa Dumnezeu ne-a dat o arvună. Tu ești al meu, frate, tu ești al mea, soră. Voi, fraților și surorilor care ne ascultați pe internet, sunteți al lui Hristos. Dacă credeți cuvântul lui. Coloseni 3 cu 16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții. Cu ce? Hai să spun, frate, ce s-a mai întâmplat? Nu! Cu psalmi, cu cântări, cu laude duhovnicești. Cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Ioan 8:51. Adevărat, adevărat vă spun, spune Domnul Iisus Hristos, cine ascultă cuvintele mele, cine păzește cuvintele mele, în viac nu va vedea moartea. Din frică de moarte. Ascultați de cuvintele lui Dumnezeu și nu o veți vedea. Va fi doar o umbră, cum spune în psalm. Chiar dacă voi trece prin valea umbrei morții, umbra unui câine nu te poate mușca. Să nu vă fie frică de moarte, că voi aveți un Dumnezeu viu și acela este Iisus Hristos Domnul. Ioan 5:37-38. Și Tatăl care m-a trimis, a mărturisit El însuși despre mine. Voi nu l-ați auzit, voi nu i-ați auzit niciodată glasul. Nu l-ați văzut, nu i-ați văzut fața, auziți. Și cuvântul Lui nu rămâne în voi, pentru că nu credeți în acela pe care l-a trimis. Sunt oameni care la ora actuală nu cred în Hristos. Nu are cum să rămână cuvântul. Pentru că Iisus și cuvântul este același. În frații Karamazov a lui Dostoevski se spune așa. Călugărul Zosima zice, dacă mi-a spune cineva că Hristos nu este adevărul, au zis ce frumos sună, dar o să vedeți imediat erezia. Există o erezie în cuvântul lui. Dacă mi-a spune cineva că Hristos nu este adevărul, m-aș despărți de adevăr și aș rămâne cu Hristos. Cum adică, călugăre? S-ar putea să spună cineva că Hristos nu este adevărul? Sau Hristos și adevărul nu sunt una și aceeași persoană? Sună frumos, dar nu-i Biblie. Și că m-aș despărți de adevăr și aș rămâne cu Hristos. Nu e adevărat. Hristos este adevărul. Eu sunt calea, adevărul și viața. Să nu mai căutați adevărul la oameni, ci la Domnul. Vreți să trăiți după adevăr? Căutați-L pe Iisus și vă fi oameni care mărturisiți adevărul. În penultimul rând, iubiților, și am atins, știți cum? Ne apropiem de vârf.
Ce vrei să-ți dau? Încă o dată. Și Iisus i-a întrebat, ne întreabă, ce voi să vă fac? Scrie-mi numele, Doamne, în cartea vieții. Că s-ar putea să l-am scris numai registru bisericii de la Vinț. Sau s-ar putea să l-am scris numai în cartea de telefoane. Sau numai pe Facebook. S-ar putea să am numele scris. Sau numai registru de la ofițerul stării civile. Sau la telefoane, sau la gaz, sau la curent. S-ar putea numai acolo să fie numele meu. Și auziți ce spune. Apocalipsa 20:15. Oricine, iubiților, scrie aici de ortodoxi, scrie de catolici, nu. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții, a fost aruncat în iazul de foc. Apocalipsa 21:27. Nimic întinat nu va intra în ea, unde, în împărăție. Nimeni care trăiește în spurcăciune, în minciune, fiți atenți, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. Doamne Iisuse, scrie numele în cartea vieții. Nu mă lăsa, Doamne, din brațul tău. Și în ultimul rând, dar nu este ultimul, pentru că dumneavoastră, cu știința dumneavoastră de carte și de Biblie, veți mai pune câte virgule doriți. Domnul spune, ce vrei să spun? Fiți sfinți! Fiți sfinți! Căci eu să spun. Iubiților, pe toți, bine, pe toți, mă iertați, pe toți pereții bisericilor e plin de sfinți. Să nu vă imaginați că oamenii ăștia n-au avut slăbiciuni. Că oamenii aceștia n-au avut ispite și încercări. Că în casele lor au fost necazuri și supărări și certuri și amărăciuni. Și astăzi îi privim și ne uităm la ei ca niște oameni, parcă de pe altă planetă. Nu. Au fost oameni asemenea nouă. Au început rugăciunea, cum am spus data trecută, cu 5 minute. Și au ajuns să se roage cu orele. Și au ajuns să se roage în continuu. Fiți sfinți, zice Domnul, 1 Petru 1:16, căci eu sunt sfânt. Doamne, ajută-mă să mă sfințesc. Levitic 20:26. Voi să fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, eu Domnul, auziți, v-am pus deoparte dintre popoare ca să fiți ai mei. Au fost oameni care v-au zis, nu mai am nevoie de tine. Au fost oameni care nu dau doi bani pe tine. Au fost oameni de la care au zis, nimeni nu-i de nelocuit. Nu-i nimic dacă ai lucrat în întreprindere. Aduce pe altul mai bun, mai tânăr și mai frumos. Așa spune lumea. Nimeni nu-i de nelocuit. Și Dumnezeu zice, v-am pus deoparte. Nu-i nimic. Eu v-am pus deoparte. Veniți la mine. Voi sunteți ai mei. Nu mai au loc de voi pe pământ. Nu-i nimic. Voi sunteți ai mei. Veniți la mine. Veniți la mine. Mă ocup personal de voi, de problemele voastre. Nu trimit pe îngerul cu tare sau pe arhanghelul cu tare, nu. Personal mă ocup de tine. Personal îți rezolv problema. Personal îți mântuiesc viața. Personal îți vindec boala. Personal îți întorc omul din casă care acum e rătăcit. Mă ocup personal. Tu vino la mine. Eu mă ocup. Tu vino doar la mine. Arată-mi că ești al meu. Arată-mi că ți-ai pus viața în mâinile mele. Iubiților, în câteva idei, permiteți-mi să vă spun două cuvinte despre sărbătoarea Bunei Vestiți. Dacă ați fost atent la troparul care s-a citit astăzi, s-a spus așa. Astăzi este începutul mântuirii voastre și a noastră. Și arătarea tainei cele din via, Fiul lui Dumnezeu, Fiul al Fecioarei se face. Și Gavril, îngerul, nu întâmplător l-am pus acolo, ca să-l vedem. Și aici în icoană. Și Gavril, harul îl binevestește. Pentru aceasta și noi, împreună cu dânsul, cui? Născătoarei de Dumnezeu,
să-i cântăm: bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine. Iubiților, buna vestire a știut că tot ceea ce am făcut noi până astăzi, aici în biserică, când s-a deschis cuvântul Evangheliei, am adus o bună vestire. Știți ce înseamnă bună vestire? Vine din grecescul. Evangelion. Evangelion. Care înseamnă vestea bună. Și vestea bună care este? Evanghelia. Vestea bună, Evanghelia, cântă frații noștri, e puterea lui Dumnezeu. Vestea bună. În fiecare zi ce vești auzim noi bune? Nu. Rele. De ce iubim mai mult veștile rele, iubiților? Vă dați seama cât a întunecat Dumnezeul acestui viat diavolul, mințile oamenilor, că nu vin la biserică să asculte vestea bună. Evanghelia este vestea bună. Știți care este vestea care ne-o aduce astăzi Îngerul prin Preacurata Fecioară Maria? Că Dumnezeu vrea să se împace cu lumea. Că Dumnezeu vrea să răscumpere lumea. Arătarea trăimii se face pentru că Tatăl vorbește, Duhul Sfânt umbrește Fecioara, puterea celui prea înalt, zice, te va umbri. Iar Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu, se va chema. Maica Domnului ne aduce vestea bună. Știți? Pentru că vestea era cine o adus-o? Tot o femeie. În Eden, în Rai. Vestea că omul a fost înlăturat din prezența lui Dumnezeu. Femeia nu s-a făcut ascultătoare de Dumnezeu, mușcând din acel fruct oprit, și vestea rea s-a răspândit până astăzi că oamenii coborau pe panta diavolului, pe panta iadului. Maica Domnului schimbă, a fost rodată cu scările rulante, care merg singure într-un magazin. Știți că există scări care te urcă și scări care te coboară. Prin Eva și prin păcatul Adamii, noi toți coboram. Înțelegeți? Pas cu pas, scară cu scară, pe panta iadului. Maica Domnului schimbă sensul acestei scări. Și ne urcă la Hristos. Prin ce, iubiților? Prin acceptarea primirii în trupul ei a Mântuitorului nostru drag și spun. Și ce ne spune? Îngerul le aduce vestea. Marie, ți s-a făcut mare har. Dumneavoastră, ați văzut cum a venit Îngerul meu, zice, plecăciune ție, celei care ți-a făcut ție mare har. Cum adică? Se pleacă un Înger înaintea făpturii? Un Înger creat de Dumnezeu, din vânturi, au fost făcut Îngeri. Din vânturi și din foc. Se pleacă unei bucăți de lut? Păi este o mică contradicție aici, că dacă deschidem în Apocalipsa, Apocalipsa 22, versete de la 6 la 9, vă rog frumos să mă ascultați, să vedem ce spune Dumnezeu despre închinarea la o făptură. Apocalipsa 22, versete de la 6 la 9. Fiți atent. Și Îngerul mi-a zis, aceste cuvinte sunt vrednice de crezare și adevărate. Și Domnul Dumnezeul duhurilor prorocilor a trimis pe Îngerul Său să arate robilor Săi lucrurile care aveau să se întâmple în curând. Fiți atenți! Cu cine vorbea Îngerul aici? Cu Ioan, cel care scrie Apocalipsa. Unul dintre cei pomeniți astăzi. Fiți atenți! Și iată, eu vin curând, ferice de cel ce păzește cuvintele aceștia prorocii. Și apoi spune, eu, Ioan, am auzit și am văzut lucrurile acestea și după ce le-am auzit și le-am văzut, m-am aruncat la picioarele Îngerului ca să mi le... M-am aruncat la picioarele Îngerului care mi le arăta ca să mă închin lui. Fiți atenți ce a zis Îngerul. Dar el mi-a zis, ferește-te să faci una ca aceasta. Și eu sunt
împreună slujitor cu tine, cu frații tăi proroci și cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Fiți atenți! Închină-te lui Dumnezeu! Închină-te lui Dumnezeu! Și acum întrebare. Cum de se închină îngerul înaintea Preacuratei Fecioare Maria? Și acum vorbesc cu frații de alte confesiuni care nu o cinstesc pe Maica Domnului. Dacă Gavril, care înseamnă vestitor, înger, trimis de Dumnezeu Tatăl să aducă veștea nașterii, a plămădirii Mântuitorului, care își lasă natura sa divină și ia trup omenesc și se înomenește, și îngerii se închină Preacuratei Fecioare Maria, cum să nu o cinstim noi? Când Antim Ivirean o numește fântână fericată, din care a curs laptele mântuirii. Cum să nu o cinstim pe Maica Domnului când Dumnezeu o folosește pentru mine și pentru voi în planul de mântuire? Cum, dacă Dumnezeu o aduce în planul lui de mântuire și se folosește de ea ca Iisus să ajungă la mine, cum să nu o cinstesc pe Preacurata Fecioară Maria? Intrat Iisus Hristos în pântecele ei, toată dumnezeirea a fost în ea. Și vă pun întrebarea, Maria a fost o femeie oarecare? Nu. Nu, iubiților. 4.000 de ani s-a căutat o femeie pe pământ. Și nu s-a găsit. 4.000 de ani. Și știți că am avut femei evlavioase, dacă vă uitați la femeile din Sfânta Scriptură. Și Dumnezeu alege o fecioară, femeie neprihănită. Gândiți-vă cât era de smerită când îi vine îngerul și dă vestea că vei naște pe Fiul Celui Preanalt. Cum să se facă asta? Că eu nu știu de bărbat. Pe mine nu m-a atins nimeni, pe mine nu m-a întinat nimeni. Puterea Celui Preanalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Cum să ne-o cinstim pe Maica Domnului când astăzi este începutul mântuirii noastre? Fie mie, auziți cum se termină, fie mie după cuvântul tău, spune Domnul. Pe cum a început creația, iubiților? Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Fie mie după cuvântul tău. Supunere la voința lui Dumnezeu. Doamne, să se facă voia ta în mine, nu voia mea. Eu nu știu cum voi naște, dar eu știu că dacă fac voia ta și mă pun la dispoziția ta, tu faci toată lucrarea. Asta este începutul mântuirii. Asta trebuie să facă fiecare creștin. Dacă cineva aude cuvintele mele, spune Domnul, Apocalipsa 3:20, voi intra la el, voi cina cu el și voi rămâne cu el. Și el ce trebuie să facă? Să-mi deschidă ușa. Vă dați seama dacă prea curata noastră scumpă fecioară nu deschidea ușa mântuirii Domnului. Și astăzi. Și astăzi. Orice suflet era pe scara rulantă care mergea în jos. Prin vestea și arătarea îngerului și primirea pe care Maica Domnului o face, ne deschide nouă, iubiților, tuturor ușile mântuirii. Și închei cu cuvântul pe care Maica Domnului și mulțumesc Domnului Iisus Hristos și Duhului Sfânt că vin cu noi. L-a spus nu într-un loc sfânt, nu într-un loc ca o biserică, ci l-a spus unde? La nunta din Cana Galilei. Înainte ca Domnul să facă prima nuntă. Știți ce a zis Maica Domnului către ucenici? Și cine spune nouă asta? Să faceți tot ce vă va spune.
să faceți tot, nu părți, nu fragmente. Să nu luați Biblia numai unde vă place și unde nu, nu. Să faceți tot ce vă spun. Să ne ajute Dumnezeu la sărbătoarea Bunei Vestiri. Pentru rugăciune prea curate Maicii noastre, Maria, Maica Domnului și Dumnezeului nostru Iisus Hristos, să ne fie de astăzi călăuză în drumul nostru spre mântuire și să auzim vocea blândă a Mântuitorului care spune, vino acasă, dar mai înainte să auzim vocea aceasta, să-i spunem noi, Domnul Iisus Hristos, ceea ce Maica Domnului i-a spus Îngerul, fie mie după cuvântul tău. Adică, Doamne, cuvintele care s-au spus astăzi aici, să se lipească de mine și să nu se mai depărteze niciodată. Mă dezbrac de toate cele ale lumii și mă îmbrac în omul cel nou, creat după chipul și asemănarea ta, care este Hristos, Domnul. Doamne, ajută-mă să mă îmbrac în Tine. Doamne, vino și în amiachilie și naște-te astăzi prin cuvântul Evangheliei unde? În inima mea, rămâi cu mine de astăzi în veșnicie. Amin. Slăvit și binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.